Apariția cinematografiei a deschis o lume complet nouă, o realitate care există de cealaltă parte a ecranului. Astăzi, industria cinematografică se dezvoltă rapid, iar filmele au intrat în viața cotidiană a fiecărei persoane. Zilnic, milioane de oameni urmăresc filme de genuri complet diferite. De la comedii la horror, de la filme istorice la cele de acțiune, de la filme animații la cele documentare. Filmele sunt vizionate atât acasă în orice moment al zilei sau al nopții, cât și în cinematografie în timpul liber. Dar de unde a pornit această invazie mondială? Vă propun să cunoaștem calea parcursă de cinematografie, de la imagini desenate cu cerneală până la universuri întregi prezente în filmele actuale. Istoria cinematografiei a început la 28 decembrie 1895, pe Bulevardul Capucin, într-una din sălile Grand Café, unde a avut loc prima proiecție de film. Filmul proiectat e intitulat Ieșirea din uzinile Lumière din Lyon. Un alt film foarte important a fost sosirea unui tren în gara La Ciotat, care a rulat imediat după premiera franceză și la București. Strămoșul cinematografiei poate fi considerat teatrul de umbre apărut în China și Japonia încă în antichitate. Tot în perioada aceea era cunoscut și principiul creierii unei imagini printr-o gaură îngustă. Însă primul pas concret spre cinematografia de azi a fost făcut în secolul XV, atunci când a fost inventat și dezvoltat felinarul magic, reprezentând o cameră obscură. Terminul cameră obscură în sine a apărut la sfârșitul secolului al XV, iar experimentele corespunzătoare au fost efectuate de Leonardo da Vinci. Lanterna magică pentru proiectarea imaginilor pe un ecran vertical a devenit cunoscută pe scară largă în secolul al XVII-lea. Simplificat, lanterna magică reprezintă o cutie cu o țeavă de mărire și o sursă de lumină. În spatele acestei lumini era un reflector, dar între țeavă și cutie era un spațiu unde se așeza cadrul desenat cu cerneală. În acest caz, imaginea era statică. Următorul pas către cinema a fost marcat de apariția fenachistiscopului în anii 1830. La elaborarea și dezvoltarea acestui aparat a participat activ Joseph Plateau, Michael Faraday și prietenul său Max Roger. Inițial, Joseph Plateau s-a ocupat intens de descompunerea mișcării în faze, de exemplu, mișcarea umană. Când Faraday a primit lucrările lui Plateau în mâinile sale, mai rămase foarte puțin pentru a finaliza fenachistiscopul. Dispozitivul este format dintr-un disc de carton cu găuri tăiate în el. Figurile sunt desenate pe o parte a discului. Când discul este rotit în jurul axei din fața oglinzii, datorită inerției ochiului uman, figurile par a se mișca continuu. Ca rezultat a devenit posibil să se creeze imagini desenate în mișcare, nu și înregistrate, care durează câteva secunde. În 1870, americanul John Hyatt a inventat celuloidul, care va fi folosit pe larg la producerea benzii pentru înregistrarea fotografiilor și ulterior a filmelor. 6 ani mai târziu, la Paris, apare teatrul optic, inventat de Émile Renault. Tot Renault a proiectat pentru prima oară un film de animație. Teatrul optic este o replică a felinarului magic pe scară largă. În felinar se plasa un film cu desene pe el, astfel a fost obținut un teatru de fotografii, prezentând secvențial pe un ecran mare 80, 90 sau 100 de imagini, în funcție de conținut. Un actor invitat special expunea acțiunea proiectată. Filmul constă dintr-o serie de clipuri de câteva secunde fiecare. Lipsa tehnologiei făcea imposibilă crearea clipurilor lungi. La momentul apogeului său la Paris erau aproximativ 12 astfel de teatre. În 1878, guvernatorul statului California, Leland Stanford, apropo fondatorul renumitei universități americane ce poartă numele, și fotograful Edward Muybridge au efectuat un experiment pentru a fotografia un cal galopând.
Pentru a înregistra mișcarea calului în galop, de-a lungul pistei de alergat, au fost instalate 12 camere, amplasate în cutii impermeabile la lumină. De îndată ce toate camerele au fost gata, un cal a fost eliberat pe pistă și a galopat de-a lungul peretelui alb din fața camerelor. Ulterior, numărul de camere a fost suplinit până la 24, iar imaginile rezultate au fost utilizate în aparatul inventat de Maybridge, Zupraxiscopul, care pentru prima dată a redat o imagine înregistrată în mișcare. Dintre toți inventatorii care căutau o modalitate de a crea imagini în mișcare, patru persoane putem remarca în mod deosebit. Este vorba de Thomas Edison, frații Lumière și Joseph Timchenko. În 1893, inginerul rus Timchenko a inventat un aparat de fotografiat care înregistrează imaginea pe o placă fotografică rotativă și de asemenea a inventat un proiector. În 1894, Thomas Edison predă dezvoltarea conceptului cinematografiei lui William Dixon. Sub îndrumarea lui Edison, Dixon inventează aparatul kinetoscop. Acest aparat a fost conceput în așa fel încât o singură persoană putea observa imaginile în mișcare demonstrate. În plus, kinetoscopul nu a folosit afișare cadru cu cadru, ci derulare constantă, ceea ce la vizionare a creat impresia unei imagini neclare. În baza kinetoscopului a fost creată prima rețea de cinema din lume, care a adus un profit de $150.000 pe an. Pelicula de 35 de mm folosită pentru cinematografie și kinetoscop a supraviețuit fără modificări semnificative până în zilele noastre. Un an mai târziu, frații Lumière și-au demonstrat tehnologia de proiecție și au intrat în istorie ca creatori ai cinematografiei ca gen de artă. Frații Lumière au reușit să creeze o cameră cinematografică funcțională și să realizeze mai multe videoclipuri. Sunt cunoscute cel puțin 5 proiecții a filmelor din 1895. Aceste prezentări nu erau disponibile publicului larg și erau organizate în special pentru specialiști. Prima proiecție pentru doritori a avut loc la 28 decembrie 1895, în salonul indian al Grand Café din Paris, de pe Boulevard des Capucines. Aici au fost prezentate câteva clipuri de 50 de secunde, filmate în primăvara anului 1895, dar intrarea era contra cost. Celebrul episod cu sosirea trenului la Ciotat a fost prezentat mai târziu, în 1896. Contrar legendei, publicul nu a încercat să părăsească locurile, văzând trenul care se apropia de ei. Aportul major al fraților Lumière constă în tehnologia inovativă care a făcut posibilă filmarea nu doar în spații speciale amenajate, ci în orice loc, inclusiv pe stradă. Pregătirea rapidă a unui film pentru vizionare și prezentarea acestuia nu unui singur spectator, ci întregului public. În total, frații au filmat câteva sute de casete de un minut în 3 ani. Astfel a apărut filmul mut. Lungimea benzii era limitată la 15 metri pentru a exclude ruperea acesteia în procesul de derulare. Această lungime a fost suficientă pentru cel mult un minut de vizionare. Durata filmelor a fost mărită datorită invenției lui Woodville Latham, care în 1897 a creat un mecanism supranumit bucla Latham, care permite utilizarea benzii mai lungi. Astfel, către anii 1910, majoritatea filmelor aveau o durată de peste o oră. Subiectul filmelor a fost primitiv și prezenta animale dresate, acrobați, dans și lupte. Filmele nu aveau sunet. În loc de coloana sonoră, imaginea era acompaniată de un pianist, titre sau orchestră. Dificultatea sincronizării sunetului înregistrat cu imaginea a dezvoltat o școală mută de prezentare a unui subiect complex prin intermediul montării, iar un tip specific de pantomimă a devenit baza jocului de actorie. Una dintre etapele dezvoltării limbajului cinematografic a fost apariția inserturii scrise care furnizau explicații despre subiect.
reproduceau replicile personajelor sau chiar comentau acțiunea. Creșterea concurenței în rândul cineaștilor a forțat regizorii să-și îmbunătățească subiectele. Drept urmare, s-a format o întreagă direcție a cinematografiei mute, un gen de comedie. Actorii erau apreciați nu pentru abilitatea dramatică, ci pentru prezentarea comică în fața camerei. Principalele probleme ale sonorizării au rămas sincronizarea purtătorilor separate de imagine și sunet, volumul redus și claritatea nesatisfăcătoare a fonogramelor. Încercările de a sonoriza filmele au început să fie percepute negativ de majoritatea cineaștilor, ca o amenințare directă pentru cinematografie. Proprietarii studiourilor de film s-au împotrivit introducerii sunetului, deoarece credeau că va limita distribuția internațională a filmelor sale din cauza neînțelegerii limbii. Cu toate acestea, dezvoltarea tehnologică și concurența au impus cinematografia sonoră. Primele filme sonore erau necalitative, în principal din cauza dificultății înregistrării timpurii și a limitărilor în montarea fonogramelor. Primul film sonor care a fost lansat pe scară largă a fost filmul american Cântărețul de Jazz, în 1927. Prima frază vorbită a fost remarca sinhronă a protagonistului. Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Care a devenit un simbol al debutului ierii filmelor sonore. Prima metodă de înregistrare a sunetului în cinematografia profesională a fost așa numitul gramofon, când sunetul a fost scris pe o placă de gramofon. Timpul maxim de înregistrare a sunetului nu depășea 3 minute, ceea ce nu a fost suficient, deoarece filmele aveau în mediu o durată de 15 minute. În plus, sunetul era prea silențios pentru sălile mari. Dezvoltarea tehnologică a permis introducerea metodei optice de înregistrare a sunetului, atunci când o fonogramă combinată este aplicată pe bandă într-un mod fotografic. Această tehnologie este folosită până în prezent. Perfecționarea acestei tehnologii a durat circa 30 de ani și abia spre 1950 a asigurat o calitate bună a sunetului. Used to be in silent pictures, used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Sonorizarea a prezentat noi cerințe actorilor de film, care acum trebuiau să aibă o dicție bună și clară. Multe vedete de cinema mută și-au pierdut slujba datorită incapacității de a articula textul sau a timbrului vocal. Încercările de a înregistra imaginile color s-au făcut imediat după inventarea cinematografiei. Prima tehnologie a fost pictarea manuală a benzii alb-negru și a fost realizată de către Thomas Edison în 1895 în filmul Dansul lui Annabelle. Filmele color erau solicitate chiar dacă vizionarea acestora era mult mai scumpă decât a celor alb-negru. Colorarea a fost realizată în cadru cu cadru de către o echipă de pictori. În 1905 s-a introdus colorarea prin trafaret, ceea ce a ușurat procesul, mărind productivitatea. Tehnologia care a făcut posibilă înregistrarea culorii reale a obiectelor constă în suplinirea aparatului de înregistrare cu filtre de culoare, precum și folosirea benzii cu o fotosensibilitate diferită de cea folosită anterior. Primul film color se consideră a fi un videoclip din 1902 înregistrat de Edward Turner. Astfel de filme deveneau color doar la vizionare, folosind proiectoare speciale. Ulterior au fost folosite aparate care înregistrau imaginea concomitent pe trei benzi cu o fotosensibilitate diferită. Primul sistem de masă bazat pe trei culori a fost Technicolor. Înregistrarea pe trei benzi va fi răspândită până la 1956. Dezvoltarea ulterioară a urmat calea sintezii culorii direct pe banda filmului. Perfecționarea tehnologiilor cinematografiei color s-a încheiat cu crearea benzilor color multistrat. În 1935, Kodak a introdus primul film multistrat potrivit pentru filmări. Primele benzi multistrat deseori distorsionau culorile reale, asigurând o calitate inferioară celei obținute de tehnologia cu trei benzi,
care a fost utilizată până la mijlocul anilor 1950, în ciuda complexității și a costurilor. O redare adecvată a culorilor era obținută abia în 1952. Benzile multistrat au făcut ca filmarea în culori să nu difere din punct de vedere tehnologic de cea alb-negru și a simplificat considerabil procesul de filmare. Perfecționarea și apariția camerelor digitale de filmare a făcut posibilă utilizarea benzilor cinematografice, a matricilor sensibile la lumină, care formează o imagine color datorită separării interne a culorilor. Procesarea digitală permite reproducerea culorilor de înaltă calitate, datorită posibilităților largi de gestionare utilizând programe specializate. În prezent, cinematografia color utilizează tehnologii care asigură folosirea filmelor multistrat color sau camerelor digitale cu separarea culorilor folosind mai multe matrice fotosensibile. Filmarea, procesarea, montarea și demonstrarea filmului au loc folosind echipamente digitale. Tehnologiile digitale oferă de asemenea oportunități excelente pentru utilizarea graficii video și a efectelor speciale în cinematografie. Cu toate acestea, până acum, benzile cinematografice, în special formatul mare, depășește rezoluția majorității camerelor digitale și sunt folosite în continuare de numeroși regizori de top.